Transportatorii de marfă au anunțat că vor desfășura un marș din capitală și până la Ploiești în semn de protest față de acțiunile de control ale celor de la ANAF. Facem protestul ăsta pentru că suntem firme mici care nu ne ajută nimeni și nu putem să facem nimic singuri. Asociațiile nu ne ajută, guvernul nu ne ajută. Noi avem 3 mașini, da, care lucrăm familie ca șoferi. Am avut control de la ANAF acum 3 săptămâni. Statul vrea să falimenteze toate firmele mici, cred eu și colegii mei, ca să rămână firmele mari, probabil. Nu știu exact, să colecteze niște bani. Dar banii ăștia nu-i putem colecta omorând firmele mici. Dar explicați-mi un pic cum stau lucrurile cu aceste diurne. Diurna scrie clar în lege că putem acorda diurnă. Da. Cei de la ITM ne obligă să acordăm diurnă. Da. În schimb, cei de la ANAF vin să ne impoziteze diurnele. Deci suntem bambilici, ca să ne înțelegeți. Din București plecați spre Ploiești, da. Acolo să ne întâlnim mai mulți transportatori cu camioane, cu mașini de tonaj mai mic, acolo să facem un protest mai mare.